Pare rău, domnul Cleante m-a lăsat să cânt piesa asta. Îmi pare rău. M-a sunat și... Ți-a dat și partitura la ea? Sau talentul face ca tu să cânti așa? Dacă mi-ar da și talentul dânsului la vioară, ar fi o treabă. Salutăm și mulțumim frumos, Aurelian Temișan. Bine te-am găsit, bine v-am găsit. Ce piesă! Bine venit, te pup, dragule. Vreau să-i mulțumesc lui Silvian Voicu, care într-o dimineață de luni a fost chemat la noi la studio, vină mai aproape, la noi la studio, la Mihai Alexandru, unde eram și eu. După o duminică, o nuntă foarte plină, până dimineața la 4-5, la ora 10 eram picioare și a venit și s-a născut această temă muzicală, scrisă inițial de Mihai Alexandru, dar cântată cu măiestrie de Silvian și de Marian Cleante, care a venit o zi mai târziu, și așa s-a născut această toată frumoasă nebunie. Și eu pentru colaborare și ce mai facem? Felicitări! Mulțumesc, băieților! Așa, da. Te rog, iau locul! Domne, doare! Doare! N-am putut să o scot deloc pe prințesa Taradans. Ce să faci? Ce să doare, nu doare nimic, dacă ar fi prietenul meu, Adrian, dacă ar zice... Așa. La tinerețe, nu? De la ce vine ce doare? De la suflet vine. De la durerea românului, sau durerea transformată în plăcere. Plăcerea românului de a asculta astfel de muzică, cu astfel de mesaj direct, simplu, care se duce fix în punct ochit. Unde? În inimioară. Și fix pe ritmul ăla care trebuie acolo. Am văzut săptămâna trecută, ai făcut flash mob în parc. Ne s-a adunat o grămadă de lume și ați dansat și ați cântat piesa asta. A fost momentul. La ideea mea și a lui Mihai, live, pe coreografia lui Andrei Oșanu, el provocându-mă să mă duc la el la sală să vadă cursantele lui, dacă am învățat sau nu pașii, adică a zis că mă prindă în offside. Am stat în fața calculatorului cu dreptul, așa cum învață toată lumea, și când am ajuns la sală zice... Pardon, e pe invers. Zic, de ce? Păi ca să vadă cei de acasă cu dreptul, adică să înceapă ei cu dreptul. Zic, mi-ai pus lumea în cap, că eu nu sunt obișnuit, dar am făcut scuste în gumă, nu m-am încurcat de multe ori și am zis, dacă tot am ajuns la nivelul ăsta, nu facem noi un flash mob la un nivel mai mare? În 5 zile, Facebook, Instagram, tot ce am avut ocazia. Ai avut, că am văzut acolo. Exact, și duminică pe 15 câteva sute de oameni în parc, la lumea copiilor. Uite, vezi, data viitoare... Te sunt personal. Se-mi pune și mie în Facebook, Adina Buzatu, acolo, știe toată lumea. Uite Facebook-ul lui Aurelian Temișan, chiar acolo unde am văzut și live-ul pe care l-a făcut. Exact, îmi pare rău că n-ai fost în... Îi dau like la toate postele și el. Noi suntem, ce să mai, prieteni de viață și pe Facebook. Eu sunt sora ei. Îl urmărești pe domnul Temișan? Nu, dar ce-l urmăresc. Da, dăm și like-uri. Ca pe butelie. Vezi că în live-ul ăla apărea și soția dumnealui, să știi. Da, dar ce să fac dacă mama era îndrăgostită de el toată viața? Transmiteți-i niște salutări. Nu, uite, dar transmiteți-i niște salutări speciale. Vă rog eu că să uit acum. Salutări speciale mamei celei mai frumoase fete din platou după Diana. Am reușit. Ce ai pentru noi generații care vin din urmă? Uite, am luat-o de la școală, am furat-o pe Dora de la școală. Nu știu Dora ce face, gândește la versuri. Adică le cântă pe din afară. A vrut să iasă la dans, zice, nu, mă uit la tati. Hai să vă pun și eu o întrebare, dacă pot. Te-a luat cu întrebările alea și te-a luat cu dumneavoastră, ai văzut ca să... Protocolar. Am o cunoștință căreia i-ați promis ceva acum mult timp și nici până astăzi nu v-ați ținut de promisiune. Ce aș putea eu să-i transmit acum domnișoarei? Eu trebuie să-ți dau un răspuns sau tu trebuie să-mi spui și despre ce e vorba? Dumneavoastră știți, va trebui doar să-mi răspundeți. Am înțeles. Știți despre ce vorbim. Eu îi promit că dacă... De fapt, eu n-am promis niciodată nimic, dar dacă cumva mai văd cu ea în viața asta și îmi spune eu sunt domnișoara, vezi că am o memorie vizuală excepțională, așa că și după 27 de ani cât s-au dus de atunci, dacă vii în fața mea și nu ești tu, te prind. Și nu e bine. Deci dacă ești tu și puștu are părul creț... Aurelian Temișan. Pentru multe amănunte să vă uitați și duminică la televizor, că mai e o emisiune care explică multe. Și sâmbătă seara la Tecona Turcu. Te cunosc de undeva. Și sâmbătă la Te cunosc de undeva. Fiecare sâmbătă care este un răzgal. Temișan are încă... Of, ce doare! Vă rog cu titlu, săriți cu titlu, vă rog. Temișan la prietenii. Dacă mi se dă voie să explic. Da, vă rog. La un concert, după concert, după ce am cântat, veneam la cabină și o domnișoară plângând stătea, m-a așteptat la cabină. Vorbesc de anii 90, 91, 92, nu mai știu exact. Și mi-a zis, nu vreau nimic, te iubesc foarte mult, nu vreau nimic de la tine, vreau doar un copil. Lejer. Și zic, câți ani ai? 17. Ok, mai stai un an și ne vedem după aia. Și n-a mai apărut. Din fericire pentru ea sau pentru mine, nu știu, nu ne-am mai văzut. Dar erați hotărât să faceți treaba asta. Sigur, un an de film mai m-am gândit. Am gândit să fac hotărât toată noaptea. Altceva nici n-ai făcut un an cu gândul ăsta. Piesa lui